pregătesc materialul pentru provocare. Am pus un bidon de 5 litri de apă. L-am înghețat, a stat la congelator. Văd că nu a înghețat complet, a înghețat doar pe la margini, în mijloc încă este lichid, dar am să-l sparg înainte. Zic că am înrunțit-o destul de mult, am să pun într-un ghian. Da. Gheață. Frig afară, bate vântul. No, mare parte din gheață rămâne înăuntru. Așa că... De fapt, nu știu de ce am pus-o direct aici. Mi-am și o găleată cu apă. Și am să pun gheața în... Vai cât de rece, cât îngheață și sufletul. Ce bine că n-am băgat și bucata asta. E foarte frig afară. A plouat toată noaptea. -18 grade și am acolo găleată plină cu gheață și apă. Romica mi-a trimis această provocare, Ice Bucket Challenge, care e pe tot internetul. Am acceptat această provocare, la rândul meu am să trimit această prea multă provocare. Ice in the sky, băi ice. Și tutorial. Și n-o să fie plăcut deloc. Și n-o să fie plăcut deloc. Băi, bine că trece repede, dar vai cât e de rece. Oh.